Și cum era ursitoarea mamă? Ca o pasăre albă, ca un porumbel. Și vorbea cum vorbim și noi? Tu ar trebui să știi mai bine, căci pasărea aceea care s-a așezat la fereastră atunci când tu ai venit pe lume vorbea cu tine și tu îi răspundeai. Nu țin minte, mamă. Și tu și pasărea vorbeați într-o limbă nici păsărească, nici omenească. Taică-tu, care era treaz, v-a auzit și a scris unele din vorbele voastre și s-a dus cu hârtia la dascăl. Dar dascălul a strâns din numeri, căci nu știa atât cu vorbelor. Și atunci taică-tu a plecat în lume să caute pe cineva mai învățat decât dascălul nostru și care să deslege vorbele. În vremea de demult, mai înainte de a face plopul pere și răchita micșunele, trăia în marginea unui sat o femeie sărmană care avea un băiat frumos ca un brad și harnic cum puțin sunt pe lume. Dar cu toată hărnicia sa, din răsăritul soarelui și până la ivitul stelelor, sărăcia nu se clintea din casa lor. Se băga băiatul slugă ba la unul, ba la altul, dar niciun spor cu simbria pe care o primea. De cumpărea o găină, găina prindea să cânte cocoșește și nu făcea ouă. De cumpărea o capră, capra se urca pe casă, pe gard, în copac și până nu-și rupea picioarele, nu se lăsa. Dacă își cumpărea un purcel, acesta începea să râme și zi și noapte, până făcea o gaură adâncă sub prispa casei, după care intra în ea, se pierdea în adâncul pământului și nu-l mai afla nimeni. Într-o noapte, Pătru, căci așa-l chema pe băiat, se trezi din somn pe la cântatul cocoșilor și îi spuse maicii sale: Mămucă? Da. Aprinde foc în vatră și fă-mi o turtă, că eu trebuie să plec în lume. Ce vorbe sunt astea, băiatul meu? Ai visat ceva? Cum așa, tam nesam, la cântatul cocoșilor, plec în lume? N-am visat nimic, mămucă, dar uite, m-a cuprins ceva la inimă, așa ca un dor și nu pot sta locului. În lume a plecat și tatăl tău și nu s-a mai întors. Eu n-am să te las să mă aștepți multă vreme, mămucă, dar înțelege și mă atacă. Trebuie să-mi găsesc norocul, să-mi fac un rost. Aia e, dragul mami. Un rost ar fi și aici. Sunt atâtea fete frumoase, cu pământ și acareturi, și care dacă ai deschide gura... Mie, mămucă, mi-i scrisă o crăiasă. Așa să știi. Uită-te la mine, mamă. În zori cu traista în spinare, Pătru o porni de-a dreptul prin pădurea de pe culmi și merse el și merse pe poteci pline de flori, pe sub bolți de verdeață și în cântarea păsărilor, oprindu-se din când în când la câte un izvor limpede. Acolo, mușcând din turta de mălai, visa cu ochii deschiși la câte și mai câte minunății, după care pornea mai departe. Dacă venea noaptea, se întindea lângă trunchiul unui copac, își punea pumnii sub cap și asculta glasurile jivinelor până când adormea. În zori mai aduna mere pădurețe de pe jos, își umplea traista și, fluierând un cântec, pornea tot spre răsăritul soarelui. Într-o amiază, auzi un nechezat slab, abia strigat, și când se uită într-o văgăună, un cal, numai piele și oase. Ce-i cu tine, pană de corb? Mi-ai nimerit numele voinice. De mult nu m-am mai auzit stricat pe nume. Uite, zac aici de o mulțime de ani și nu pot muri. Lupii și urși se umflă de râs când mă văd și mai ales când îi rog să mă mănânci. Și de ce vrei să mori? Să nu mai aduc aminte de tinerețea mea, de viteazul pe care l-am purtat prin primejdii de moarte, prin tărâmuri cu smei și balauri, corpii, prin împărății de gheață și prin cetăți de foc, căci îl mâna dorul după frumoasa lumii. Și cum a găsit-o, cum a legat un copac la poarta ei și m-a uitat. Și-am stat acolo până mi-a putrezit frâul de mătase și mi-au ruginit potcoavele de argint. Ce tot spui, pană de corb? Și nu l-ai strigat pe viteaz? Ba, am încercat de vreo câteva ori, dar nu m-a auzit. Apă de băut mi-au dat ploile și ninsorile,
hrană de mâncat, iarba de sub picioare și frunzele copacului. Și cât ai stat acolo, n-a mai ieșit nimeni pe poartă din palatul acela? Cum să nu fi ieșit? A ieșit vremea. Vremea care a dărâmat poarta, care a dărâmat zidurile palatului. Au ieșit pulberile frumuseților de acolo. A ieșit praful pietrelor. Dar viteazul? Dar frumoasa lumii? E, să nu mai vorbim, voinice. Acum, dacă vrei să-mi faci un bine, caut o rădăcină de măr sălbatic și lovește-mă zdravân în moalele capului. Ce vorbe sunt astea? De unde atâta lipsă de înțelepciune la o făptură ca tine? N-ai băgat de seamă cât e de frumos în pădure, cât e de limpede cerul, n-auzi cum cântă păsările, izvoarele, cum adie vântul? Hai, fă-ți curaj și încearcă să te ridici de jos și să ne legăm cu prietenie și cu frăție, că uite și eu sunt singur și n-am cu cine schimba o vorbă la drum. Și cum adică? Să o iau de la început? Parcă n-aș vrea. Dacă poți, de ce să nu o iei? Câți n-ar dori lucrul acesta? Câți n-ar dori să fie din nou copii, ori tineri? Ce, copacii nu iau mereu de la început în fiecare primăvară? Nu știu ce să zic și nici ce să cred, dar vorbele-ți sunt atât de mângâietoare încât mă tem că... Oricine i-ar fi văzut pe Pană de Corp și pe Pătru trecând pe drumurile lumii, nu și-ar fi putut da seama cine sunt ei și de unde sunt. Părul calului întinerit strălucea în lumina soarelui ca o văpaie neagră. Strălucea frâul, strălucea șaua ca bara focului. Pătru nu mai purta traistă în spinare, nici cămașă de tort, nici brâu de lână, ci straie alese, împărătești și paloși de viteaz la cingătoare. Pătru a găsit iarba fermecată, care să poată întineri și îndeveni calul, și a ascultat și de poftirea lui Pană de Corp și a căutat în urechea lui stângă, unde și-a găsit haine pe potrivă și scule trebuitoare la drum. Drumeții își scoteau căciulile, iar caii de rând de pe la căruțe ori cotige dădeau din cap abinețe. Și cum nimeni nu i-a oprit să-i întrebe cine sunt și unde se duc și cal și călăreț, s-au pomenit la poalele unor munți falnici, unde s-au oprit să se minuneze de măreția locurilor și să se odihnească un pic. Căci 3 zile și 3 nopți nu au poposit pe nicăieri, ci au tot vorbit când unul, când celălalt. Uite, drept să spun, stăpâne, ai avut mare dreptate când mi-ai spus că lumea e frumoasă și m-ai scos din gândurile mele negre și mă bucur din toată inima că-ți stă bine îmbrăcămintea scoasă din urechea mea. Parcă ai fi fecior de crai ori de împărat și te-ai duce împețit. Că, după câte mi-am dat seama, și ei sunt tot un fel de oameni dacă le scoți scumpeturile și podoabele de pe trupuri. Și acum, după ce ne odihnim, unde ai vrea să mergem? Păi eu zic să trecem deocamdată pe acasă, pe la mine. Să ne vadă mămuca pe amândoi și să se bucure un pic, că nu-i învățată să stea singură multă vreme. Să-i ducem și câteva pâini albe de târg și ceva bunătăți. Și după aceea, să mergem în cercetarea lumii, în căutarea norocului. Bine te-ai gândit, stăpâne. Să mergem și să-i ducem de toate, că avem de unde. Dar ai băgat de seamă, stăpâne, că locurile acestea care de departe par mărețe, dacă te uiți mai bine, sunt lipsite de viață? Nu tufiri de iarbă, nu izvor, nu aripă de pasăre. Parcă toate ar fi sfârșite ca după o boală grea. Ba, am băgat și eu de seamă. Da, cât o să ne odihnim noi, n-are ce să ne facă pustietatea asta. Auzi, stăpâne, ce-o fi oare? Un clopoțel de argint. Da, parcă ar veni de după stânca aceea. Ha, ia, uite, stăpâne, o oaie cu cercei de aur în urechi și cu clopoțel de argint la gât. Și lâna pe ea ca o mătu. Îți ia ochii. Ce-ar fi să o prindem? Eu zic să ne facem că nici n-o vedem și nici n-auzim clopoțelul. Cine știe, lumea-i plină de fel de fel de ispite. Și uite cu ce ochi caută spre noi. Parcă ar vrea să ne spună ceva, dar se și teme amarnic. Și văd că nu se arată niciun cioban prin preajmă, nici o turmă. S-o fi rătăcit. Dacă dă un lup peste ea aici, în pustietatea asta, nu are să se rușineze dacă o vede cu cercei de aur. Mai bine s-o prindem și s-o ducem mămuche acasă, să-i ție de mânghiere și de fală. Stăpâne, stăpâne, lasă-o în plata munților. Nu te mai gândi. Cine știe ce scorpie s-a prefăcut în oaie? Ba poate chiar o fată de zmeu. Ba, hai s-o prindem. Eu nu mă tem.
Nu știu ce-i frica, para de corp. Mă bucur de asta, stăpâne. Dar să știi că uneori frica se învață. Eu zic mai bine să te astâmperi. Cum? Nu mă ajut să o prind? Uite cum sare. Mai mare dragul viață. Nu, nu, stăpâne, nu te ajut. Că dacă intrăm amândoi într-un bucluc, nu are cine să vină și să ne scoată. O prind eu și singur. Mare lucru, doar nu iepure. Nu te sfătuiesc. Dar dacă ai cădea într-o capcană, să știi că nu te las. Încă n-am văzut așa minune. Așteaptă-mă, pana de corp, vin îndată. Stăpâne, stăpâne! Stai, Mioriță Laie, stai! De ce fugi? Mioriță Laie! Din piatră în piatră, ca o zvârlugă, ca o săgeată, ca o minune. Stai, Mioriță Laie, stai! Hei, de ce dai? Care dai? Unde ești? În fața ta se află oaba dumneavoastră. Îți mulțumesc. Am sapet bușteanul acesta să trec. Mioriță Laie albă și avană, inima îmi spune că ești năzdrăvană. Dacă nu o prind, nu știu ce mă fac. Dar ce-i cu mine? Cine-i fi tu? În fața ta e o prăpastie fără fund. Mulțumesc. Am sosar. Mioriță Laie, unde te-ai ascuns? E, ce locuri ciudate. Pietrele cu chipuri de vipici oprite pe ele. Tulpinile copacilor uscați sunt despicate în două. Nu mai știu pe unde s-o apuc. Și iată că nu-i nici noapte, nici zi, nici soare, nici stele. Numai să nu fi ajuns pe alt tărâm. Dar uite, negurile se deschid și se arată printre ele două porți ca de zăpadă. Și minune, oița s-a prefăcut într-o fată nespus de frumoasă. Dar porțile s-au închis. Stați, porților, s-o mai văd o clipită. Acum ce mă fac? Dacă ești un fricos, întoarce-te și-ți caută calul. Dacă ești un viteaz, scapă pe crăiasa munților de blestem. De blestem? Bătut, dar moartea, de ce mă lovești atâta? La picioarele tale e o groapă cu jăratec. Îți mulțumesc și de data asta. Și cine-i fi tu de atâta grijă de mine? Arată-te odată să te văd. De văzut n-ai să mă poți vedea. Și nici cine-s n-ai să afli. Dar vorbele mele, ascultă-le dacă vrei. Crăiasa acestor munți este la mare greu. Zgripțorul cel vânăt, urâtul pietrelor, pocitania din smârcul de smoală, cu un ochi în frunte și unul în ceafă, cu un obraz negru și celălalt ca de var, rotund ca un poloboc, numai înalt ca scaunul de la strunga oilor, cu brâul împletit din șapte șerpi care fluieră într-una și scuipă venin, i-a furat crăiesei mărgăritarul în care stau toate puterile ei și a pus-o pe crăiasa munților sub vrajă de blestem până când ea se va hotărâ să-l ia de bărbat. În fiecare lună plină îi trimite pețitori, șoareci de apă, buzgani, ciopârle, salamandre, broaște, ordihori și i-a scufundat palatul în întuneric și numai un singur ceas, la 3 ani odată, crăiasa se poate arăta munților prefăcută în oaie cu cercei de aur. Și 3 clipe din acel ceas cu chipul ei adevărat, chipul pe care l-ai zărit adineauri, abia acum, după 3 ani. Și zgripțorul vânăt nu poate fi înfrânt? Nu poate fi stârpit?
Au încercat mulți voinici, dar și-au lăsat oasele pe la porțile cetății sale. Se poartă vorba că numai voinicul care la nașterea sa a stat de vorbă la fereastră cu un porumbel, numai acela i-ar putea veni de hac. He, moșule, căci după vorbă trebuie să fii tare bătrân. Eu sunt cel care a stat de vorbă cu porumbelul. Dar nu mi-aduc aminte nimic din ce am vorbit. Oh, dacă tu ești, fii binecuvântat. Că uite de când a căzut sub blestem crăiasa noastră, izvoarele au secat, copacii au putrezit, viețuitoarele și-au părăsit cuiburile, culcușurile, iarba s-a uscat, iar păstorii s-au risipit pe văi. Crăiasa munților, dar păi eu nu-i pot uita chipul chiar dacă aș trăi 1000 de ani, deși nu l-am văzut decât o clipită. Și trebuie să pornesc să curăț lumea de pocitania din smârcul de smoală. Dacă nu-și lăsa crăiasa mărgăritarul de la gât ca să se scalde în lacul cel albastru din vârful muntelui. Dar el, zgripțorul, a pândit-o, i-a furat mărgăritarul. Și în care parte de lume se află smârcul de smoală? Nu-i de ajuns să știi numai asta. Ce mai sunt și altele. Ai tu îndrăzneală și tărie să pornești într-acolo? Am îndrăzneală, am tărie și fac și jurământ pe tăișul sabiei mele. Atunci, ascultă. Smârcul de smoală, unde pocitania își află acum pot să-mi chem calul și să pornesc. Aș merge și eu cu tine, dar nu-mi pot părăsi munții. Și totuși trebuie să fii cineva. Poate duhul munților, poate înțelepciunea lor, poate veșnicia lor, poate toate trei la un loc. Asta n-ar avea nicio însemnătate, dar îmi pare bine de tine că vrei să afli mereu câte ceva, să-i scodești vremea. Cei care vor să afle, caută. Cei care caută sunt sarea lumii. Pătru a mai întrebat ceva, dar nu i-a răspuns nimeni. S-a uitat de jur împrejur și i s-a părut că peste tot, pe stânci, pe văi, în prăpăstie, în înaltul cerului, vede chipul crăiesei ca în niște fulgerări tainice. Atunci a pus două degete în gură și printr-un fluierat prelung și-a chemat calul. Primejdie, stăpâne! Nu, pană de corp! Ci plecăm în căutarea unui mărgăritar furat de zgripțorul vânăt cu un ochi în frunte și cu altul în ceafă. Să mergem, stăpâne, că mi s-a făcut și mie dor de întâmplări mai deosebite. Nici iarbă, nici flori, nici zvoare. Văzduhul-i jaratec și foc. Și vântul nadie de lume. Și pietre pe drumuri și pietre pe creste. Și până la smârcul de smoală mai este. Oprește, pană de corp, oprește! Din stânga, din fața noastră, țâșnește un izvor. Oprește să ne răcorim. Nu, stăpâne, nu, stăpâne! Izvorul e otrăvit, cunosc eu locurile. Oprește-ți, spun, mor de sete. Și mie mi-e sete, dar nu trebuie să pierim ca proștii. Mm-hmm.
Ah, am scăpat, stăpâne! Am scăpat de ispita secetei. Credeam că mor de sete. Și văd iarbă și văd flori. Copaci, umbre, turme, nori. Și în copaci parcă ar fi foame. Ti se pare doar de foame? Ba sunt mere adevărate. Sunt, dar otrăvite toate. Rogu-te să te oprești. După culme cât poftești. După ce Pătru și Pana de Corb au scăpat de ispitele izvoarelor și poamelor otrăvite, s-au oprit într-o vale verde unde și-au astâmpărat fără nicio teamă și setea și foamea. Și fiind foarte osteniți, i-a apucat somnul pe amândoi, deși nu era semn bun. Și-ar fi dormit ei mult și bine dacă nu zbura pe acolo un porumbel alb care începu să ciugulească din palma lui Pătru dintr-o coajă de pâine. Pătru s-a ricars. Nu departe de el, din iarbă, se tot apleca un pitic, ca și cum ar fi căutat ceva. Și ofta, și gemea, și căuta. Hei! Ce tot cauți dumneata pe aici? Caut un inel. Am pierdut un inel și dacă nu-l găsesc, stăpânul meu mă omoară. Și ce fel de inel? Un inel cu piatră scumpă. Și cine e stăpânul tău? Stăpânul meu e scriptorul vânăr. N-ați auzit de el? Nu, n-am auzit. Nici nu ne interesează, suntem din altă parte de lume. Și ce fel de om este stăpânul tău? Nu-i om, e altceva. Nu știu cum să spun. Împărăția noastră a piticilor fauri e sub stăpânirea lui de sute de ani. Înseamnă că ești meșter? Nu, n-am ajuns încă meșter, sunt numai o calfă. Împăratul nostru e mare faur și vrăjitor și i-a făcut scripțorului de un dar, un inel pe care lui l-a pierdut mai de zilele mele. E, nu te mai necăji, îl căutăm împreună. Hai, căută. Dar ce văd? O cutie de aur. Dă-mi-o, că e a mea. În ea se află inelul. Îndată. Dar să-l văd și eu. Da. Nemaipomenit. Ce frumusețe de inel. Da. Ce meșteșug. Dă-mi-l. Ia să-l pun și eu pe deget să văd cum mi-ar sta. Omule, unde ești? Inelul. Unde e inelul? Cum ai putut să fugi cu el? Sunt aici. Ce, nu mă vezi? Nu te văd și nu mă nenorăci, omule, nu fugi! Ia să scot inelul. Acum te văd. Dar acum? Acum iar nu te văd. Înseamnă că inelul îl face nevăzut pe cel care îl pune în deget. Bun lucru. Te rog să mi-l împrumuți mie puțină vreme. Nu. După cât se vede, împăratul vostru v-a vândut scripțorului pe vecie dacă i-a făcut asemenea sculă. Omule, te rog, dă-mi inelul. Așteaptă că ți-l dau. Dar mai întâi arată-mi și mie palatul scripțorului vânăt. Mie îmi trebuie 3 zile și 3 nopți să ajung acolo. Pană de Corb, ce spui dumneata? Aici se află smârcul de smoală, da? Și sub smârc, palatul din pietre scumpe. Uite, se coboară la el prin scorbura aceea. Oh, uleu, dacă știam ce putere are inelul... Rămâi fără frică lângă copac. Aici? Vă scap eu împărăția de robia zgrițorului vânăt. Nu mai să-l găsesc acasă. Pătru și-a pus pe deget inelul fermecat, a intrat în scorbura copacului, a coborât și după aceea a pătruns în palatul zgripțuroiului, care tocmai trimetea în pețip la crăiasa munților două salamandre. I-a dat două palme și apoi cu sabia i-a tăiat încingătoarea făcută din cei 7 șerpi. Încingătoarea îi stătea puterea pocitaniei. I-a mai dat două palme și i-a cerut mărgăritarul furat. Zgripțuroiul, nevăzând nimic și tremurând de spaimă, a deschis un sipe de aur și i-a dat mărgăritarul făgăduind avuții fără seamăn dacă îi cruță viața. Pătru l-a apucat de după ceafă și a ieșit cu el prin scorbura afară și și-a scos inelul după deget și apoi a spus: Ia vezi, Pană de Corb, ce facem cu stârpitura asta? Îl ridic eu până la norul acela și îi dau drumul să cadă la picioarele tale, stăpâne. Ține-te bine, zgripțorule!
acum, piticule, da, poftim inelul. Mulțumesc, mulțumesc. Îți mulțumesc și umblă sănătos. Și Pătru, încălecând pe pană de corb, a ajuns cât te-ai șterge la ochi în inima munților cu pricina. Cântau păsările, palatul crăiese ieșise din adâncuri, apele alergau vesele, jivinele săreau de pe o stâncă pe alta, din voi se auzeau bacii mânându-și turmele. Crăiasa aștepta în fața porților, luminoasă la chip și frumoasă ca floarea florilor. Pătru îi puse mărgăritarul la gât și îi sărută mâna. Au sosit caprele negre, ciutele, veverițele, bursucii și alte viețuitoare. Și Crăiasa a poruncit să se întindă mare ospăț și a ținut ospățul o zi și o noapte și zânele de prin acele locuri au cântat, au dansat și au spus povești. Noi n-am fost de față să știm ce a vorbit Pătru cu Crăiasa munților, dar am aflat că băiatul, întorcându-se acasă împreună cu pana de corb, a găsit-o pe maică sa mestecând mămăliga. Și iară nu știm dacă Pătru i-a povestit maicii sale întâmplările. Dar, într-o bună zi, au sosit în fața casei patru calești trase de cerbi cu coarnele de aur. În una ședea Crăiasa, în alta zânele, druștele ei. În una s-a urcat Pătru, în alta maică sa. Iar pană de corb a mers pe picioarele sale în urma alaiului. Și credem că el singur ar fi în stare să ne povestească ce nuntă măreață s-a înălțat în munții aceia de poveste.